Îmi cer scuze, azi e ziua de release. Cum poți să dormi noaptea liniștit după ziua de release? Păi nu poți, mult succes! Și ca tester, pregătește-te pentru depresia de 2 săptămâni. Acum într-o notă mai serioasă un pic și poate mai diplomată, cred că noi din testare avem tot timpul stigmatul ăsta că odată la 2 săptămâni sau la săptămână, când aveți release-ul pe producție, ne gândim tot timpul dacă cumva am scăpat ceva, dacă am uitat să fac un test. Mai ales că sunt aceleași teste de multe ori și nu știm exact cum să ne comportăm, cum știm sigur că totuși release-ul ăsta este unul de succes. Ca și paranteză acum, stresul ăsta sau nu știu cum să-i spun, starea de alertă pe care o simțim noi în momentul când avem de făcut un release sau avem ceva care știm că e important pentru proiect, cred că este benefic, pentru că de-a lungul vieții noastre, oricum știi când ai stres că este ceva important de făcut și asta înseamnă că cât de cât îți pasă pentru ce se întâmplă acolo. Și atâta timp cât poți să folosești acea energie ca să-ți canalizezi mai bine gândurile și să testezi cât mai bine, ai câștigat deja ca tester. Dar, lăsând asta la o parte, cum totuși putem să facem să nu ne mai tremurim mâna pe cafea în momentul în care trebuie să începem acel regression și știm că suntem cu musca pe căciul? Pentru mine, release-urile sunt ca ziua meciului. Să spunem că ești fotbalist, tu te pregătești la antrenamente ca să execuți foarte bine lucrurile în timpul meciului. Deci, ce contează practic cel mai mult pentru un sportiv? Steroizii, care pentru noi e cafeaua, bineînțeles, și să ai antrenamentul ăla foarte bine pus la punct. Și ce înseamnă pentru noi antrenament? Înseamnă planul de regression, să fie revăzut, să fie bine pus la punct, să îl știi, pentru că de multe ori cădem în patima repetiției și atunci nu ne mai uităm peste el, nu îl revizuim și bineînțeles te familiarizezi foarte bine și cu testele pe care le-ai de făcut. Și comunicarea este esențială, atâta timp cât ești deschis și cu echipa, cu product owner-ul, cu ce se poate întâmpla, cu ce ai găsit, atunci cu siguranță ai o liniște mai mare decât dacă ai începe lucrurile și nu știi exact ce trebuie să faci.